Vârstnicii, bătrânii noștri, au și parte de atenția majestății sale, așa cum a făcut și în ultimii 30 de ani. O manieră pozitivă. Acest lucru reușește să facă Fundația Regală Margareta României prin programele sociale adresate seniorilor, Centrul Comunitar Generații și Telefonul Vârstnicului. Vârstnicii se întâlnesc, povestesc ce au mai făcut între timp, unde s-au mai plimbat, ce au mai gătit. În primul rând este despre socializare, este plăcerea de a se revedea și asta contează cel mai mult. Cea mai mare nevoie a vârstnicului este nevoia de socializare. Pe lângă aceste ieșiri care sunt ocazionale, principala activitate a programului Telefonul Vârstnicului este cea de reapelare. Avem un serviciu săptămânal de reapelare, atât asistenții sociali specializați, angajați ai programului, cât și voluntarii. Sună un număr de vârstnici săptămânal. Eu care uitasem să mai vorbesc, nu mai știam să formulez o propoziție, nu o frază, o propoziție, mi-a fost bun pentru exercițiu să mai vorbesc cu cineva. Telefonul vârstnicului măcar mă învață să nu uit să vorbesc. Iar când avem întâlnirile aici la club, mai și relații cu o doamnă pe care n-am văzut-o în viața mea, dar vorbesc că ne împrietenim, mai ne dăm numere de telefon, mai schimbăm o părere, deci este binevenit pentru noi. De la modul în care mâncăm, de la alimentele care ni se potrivesc, până la exercițiul fizic, fiecare alege ceea ce îi se potrivește. Apoi, relaxarea zilnică, măcar câteva minute de meditație sau de vorbă cu tine însuți peste zi, sunt poate cel mai important exercițiu pe care îl putem face într-o zi. Statul în natură, spiritualitatea, comuniunea cu natura, iubirea față de cei care sunt mai neajutorați decât noi, cei care sunt mai înnecați decât noi, empatia, responsabilitatea. Avem studii care spun că un copil care este responsabil de mic îmbătrânește patologic foarte târziu sau niciodată. Deci trebuie să ne bucurăm, să iubim. Să iubim ce facem, ideal e să iubim ce facem. Când m-am apucat eu în 2016 la campionatul internațional de la Reșița, era un singur concurent la vârsta 74-79. Eu aveam 85 pe vremea aia. Chiar lumea zicea, dar de ce v-ați apucat la vârsta asta? Cum te-ați îndrăznit? Păi am îndrăznit pentru că am zis, imposibilul este un cuvânt. Cum aveam și pasiunea mea pentru not și cu sfatul antrenorului, am început să not de performanță. Și rezultatele au venit. Medalie de aur la Reșița, apoi anul următor și pe străinătate, la Telfs în Austria, în Ungaria, bineînțeles, iar la campionatul național, unde făceam colectă de medalii, fiind singurul. Ceea ce îmi pare foarte rău, că foarte puțină lume de vârstă mai mare să se preocupă de faptul ăsta care este foarte bun. Adică înotul este foarte relaxant și reconfortant. Și ar fi bine ca cât mai mulți pensionari să își planifice o ședință, două, pe săptămână. Fundația Regală Margareta României caută permanent soluții pentru a-i face pe vârstnici să nu se mai simtă singuri. Astfel, sunt organizate periodic întâlniri între specialiști în problemele senectuții, care își împărtășesc unii altora experiențele acumulate. Este o modalitate prin care putem descoperi secretele unei bătrâneți frumoase. Inspirată de modelul francez, care a demarat Universitatea Vârstei a Treia acum mai bine de 40 de ani, la Toulouse, mi-am propus să fac acest exercițiu și în Universitatea Dunărea de Jos din Galați și, din fericire pentru toată lumea,
Este un proiect reușit. Peste 500 de participanți, peste 200 de cadre didactice, lectori voluntari, o sumă de interacțiuni, de întâlniri, de conferințe, ateliere, reuniuni, vizite de studiu, implicare foarte multă și, evident, reușite în planul emoției și al bunei dispoziții între participanți. Am studiat mai multe, dreptul, nutriții, psihologii și pedagogii, medicină, cultură, artă. Una e să studiezi la 20 de ani când știi că o faci pentru o profesie, pentru un viitor. Și alta e să o faci acum când o faci pur și simplu curios. Întrebând și urmărind studenții care au parcurs toți cei 3 ani, până acum începem al 4-lea an de studii, întrebându-i dacă s-a schimbat ceva în viața lor. Și surpriza a fost că mulți dintre ei ne-au spus foarte sincer, am renunțat la antidepresive sau am scăzut numărul de medicamente. Mi-am făcut prieteni noi. Adică totul s-a întâmplat la nivelul interior al trăirilor și sigur că efectul s-a văzut și în buna dispoziție și în starea de bine fizică. Voisinage, so it's a project that we implement Les Petits Frères des Pauvres 10 years ago, I think now. And the idea is to link neighbors around one elderly people who live in the same quarter. As I read this morning, in England, 73% of the English person doesn't know their neighbor. So we think that thanks to this project, you know, people can connect, especially in big cities like in Paris, we don't know our neighbor. And maybe in the same building, there is one elderly who is little alone or become alone. And this is very important to give the opportunity to people to link with their neighbor. So in conclusion, I just want to say to everybody that we can do something to fight loneliness. So just try to meet your neighbor, see the elders in your quarter, and it's a start to fight the loneliness of the elderly people. Am în minte fundația cam de 17-18 ani. Am fost fericită. A umplut o parte din viața mea, din timpul meu, din golul din jurul meu. Știți că la o vârstă de încep să plece rudele, să plece cunoștințele și să faci un gol în jurul tău. Și atunci ai nevoie. Noi oamenii suntem animale sociabile. Avem nevoie de împrietenire, de relații cu cei din jurul nostru și dacă s-ar putea cam de aceeași vârstă cu noi. La Bacău, Fundația de Sprijin Comunitar de peste 20 de ani se adresează tuturor vârstnicilor din comunitate. Am dezvoltat mai multe programe menite să răspundă tuturor nevoilor acestei categorii de vârstă. Am completat gama aceasta de servicii cu un centru rezidențial pentru vârstnici într-o zonă pitorească lângă orașul Buhuș. Un centru rezidențial cu peste 55 de locuri care se află în dezvoltare și e la mare căutare, deoarece oferă un alt gen de cămin de bătrân, să-i spunem, față de cele clasice, clădirea noastră în care bătrânii stau singuri și nu prea au niciunde să se miște. Noi avem un spațiu foarte generos unde aceștia fac activități de recuperare, au grădină, au fermă cu animale, au un părculeț, o seră de care ei se ocupă, lucru care s-a dovedit în timp a fi foarte, foarte important pentru calitatea vieții lor. A fost o vreme când la sabe erau zicale din bătrâni, ogoarele la timp arate și câinii toți aveau stăpâni. Știa tot omul de rușine ce e frumos, ce e păcat și învățăturile creștine se respectau cu adevărat. Altfel era privită atunci conexiunea om-natură și credință și altfel este privită astăzi. Este mai puțină credință, oamenii se pare că nu mai au timp, chiar dacă au toate cele necesare, tot aleargă, avem dorința asta de mai mult și mai mult, fără să ne dăm seama că, de fapt, este un consum de energie și de timp uneori inutil. Ne pare bine că totuși mai e cineva pe lângă noi. Eu, într-adevăr, am familie, am copil, am două nepoțele zis, una de 22 și una de 13, dar fiecare la casele lor. Eu sunt văduvă de 40 de ani, am și un băiat și o fată,
am nepoată, am strănepot, e în Olanda, ai stabilit acolo și mi-a trimis o vedere în care îmi scria: îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine și pentru tot ce m-ai învățat. Mesajul meu este de a ieși din singurătate, de a încerca să strigați, pentru că numai atunci când strigați după ajutor îl puteți primi, și sunt în jurul dumneavoastră cu siguranță foarte mulți oameni dispuși să vă ajute și nu ezitați să apelați la ei, pentru că voluntarii nu pot veni la voi dacă voi nu îi chemați. Da, iubire! Așteptați să vă sun, nu? Îmi era și mie dor de dumneavoastră să vă aud, să ne facem ziua mult mai frumoasă. Acum mi s-a făcut dor de băiat, de nu vă puteți da seama, aș zbura, dar de unde să? Asta e. Știu, dar nu trebuie să vă supărați și să vă întristați. Vă sărut, mulțumesc de telefon și aștept luni cu nerăbdare. Și eu aștept să vorbim și luna viitoare și să aveți grijă de dumneavoastră.